Actualitatea în obiectiv Cu Daniel Alexandrescu Perspective și soluții biblice la probleme contemporane Stimați prieteni, vă spun bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea în obiectiv Sunt Daniel Alexandrescu și mă bucur că sunteți cu noi aici la Radio Vocea Evangheliei București Ne urmăriți, ne ascultați Dumnezeu să vă binecuvinteze și ne bucurăm că el ne dă oportunitatea aceasta de a pregăti noi materiale. Astăzi vin în atenția dumneavoastră cu o nouă apariție, un nou roman al autoarei noastre, Liliana Gheorghe Luca, Zdrobirea răscumpărată prin iubire. Și ne bucurăm că și de data aceasta este cu noi în studio, a răspuns invitației noastre. Liliana, bun venit în studioul nostru și ne bucurăm că putem vorbi din nou de pasiunea ta de realizările în domeniul acesta artistic. Bine v-am regăsit și este o plăcere de fiecare dată să fiu aici. Mulțumesc pentru invitație. Ne bucurăm și încă o dată te felicităm pentru uh, această lucrare capodoperă. Uh, iată o trilogie de data asta. Uh, cumva... Și acest roman continuă cumva tematicile deja prezentate în celelalte două. O trilogie frumoasă, interesantă, introspectivă și poate cumva să deschidem dialogul pentru emisiunea de data asta cu întrebarea asta, cum e să te simți autoare a trei romane? O întrebare Grea pentru că răspunsul cred că e complex. Pe de -o parte, am mulțumirea sufletească că aceste romane au ajuns să aibă un impact în viața cititorilor. Pe de altă parte, acea mulțumire sufletească pentru că Dumnezeu mă folosește în modul acesta și mă simt omul potrivit la locul potrivit. Și cred că e timpul în care Dumnezeu vrea să ajungă la inimile anumitor cititori, anumitor prieteni care mi-au devenit uh, ulterior după citirea acestor cărți, prieteni cărora le mulțumesc pentru feedback-ul pe care uh, mi l-au dat. Uh, sentimentul uh, predominant, cred că este mulțumire. Da, slavă Domnului! Uh, chiar ne bucurăm pentru uh, munca asta prolifică a ta și realizările tale și spuneam o trilogie cumva cu un numitor comun iubirea, dragostea, primul roman Suferința vindecată prin iubire, al doilea Trecutul transformat prin iubire și iată al treilea Zdrobirea răscumpărată prin iubire. Acum tema asta a zdrobirii este o temă grea, o temă care uh, nu prea încântă pe nimeni, neplăcută dar necesară, zice eu, la nivel relațional de fapt în roman asta am observat că ai punctat, ai dezvoltat lucrarea extraordinară pe care Dumnezeu o poate face prin dragostea lui, l-ai reabilitat pe personajul tău. Într-un fel anume nou, un om nou, și nu o să dezvăluim foarte mult din culisele romanului, ca să încurajăm cititorii să lectureze romanul. Însă, tu propui ca soluție pentru realizarea procesului acesta zdrobirii iubirea, iubirea divina lui Dumnezeu, și prin iubirea semenilor la nivel orizontal, nu doar vertical. Uh, N-ar fi posibilă zdrobirea fără iubire? Nu știu, o întrebare, așa care poate pe mulți frământă, că, într-un fel sau altul, noi trecem prin diverse situații în viață în care uh, Dumnezeu, circumstanțele ne uh, doboară la pământ și ne zdrobesc, uh, într-un fel anume, sineleul nostru. Pe uh -huh. uh, cred că ultima parte a ceea ce a spus, uh, cumva. Îmi deschide mie drumul spre răspunsul pe care o să vi dau, pentru că ajungem în viață de fiecare dată să ne gândim uh, în situațiile de criză, de ce eu, uh, unde este Dumnezeu, de ce mi se întâmplă mie, de ce nu altuia și ajungem să ne așezăm trăirile noastre, gândirile noastre, viața noastră, tot ceea ce suntem noi într-o balanță. Dar o balanță are două talere. Și atunci când ne așezăm pe noi pe un taler, trăirile noastre, gândurile noastre, pe celălalt trebuie să așezăm aștept, să ceva mult mai bun, mai pur, mai corect, ceva, în care, să, ceva în care să ne echilibreze. Și m-am gândit, scrind al doilea roman, ce ar putea sau care ar fi oglinda în care noi să ne privim și să ne corectăm tot timpul să vedem unde mai avem de corectat, ce avem de îndreptat în viața noastră și unde alt, altundeva să găsesc răspunsul decât la Dumnezeu și în scriptură. Și atunci m-am gândit că singura oglindă în care vom găsi răspunsurile și care ne, ne va proiecta, practic, imaginea corectă a sinelui nostru, a ceea ce ar trebui să fim noi, pe dinăuntru, este iubirea. Pentru că iubirea este Dumnezeu. Ea niciodată nu se termină. Ea dăinuiește cu Dumnezeu și și are izvorul din Dumnezeu. Și m-am gândit că, până la urmă, ok, suferim, ajungem într-un punct în care spunem, dacă am suferit și s-a terminat procesul acesta al suferinței și începe vindecarea, când ne uităm în urmă, vedem doar urmele pașilor lui Dumnezeu, care au fost, care a fost acolo cu noi, acele urme nu ne-au părăsit. De ce? Pentru că El ne-a iubit. Apoi oglinda aceea Care este de fapt iubirea Poate să contrabalanceze Eul nostru, egoul acela Care nu renunță de multe ori Și nu ne lasă să recunoaște că am greșit Și suntem egoiști de foarte multe ori Ori dragostea, iubirea Este necondiționată Ea nu face rău nimănui Nu se laudă, nu se umflă de mândrie Și atunci am găsit cumva Lucrul pe care să le așezăm în balanță Și de fiecare dată cred că iubirea rămâne ceea ce ne va echilibra. Ne rămâne acea oglindă. De asta am încercat să fac trilogia iubirii. Frumos modul în care ai conceput și acțiunea, și intriga, și mesajul romanului. Și de fapt aici am observat că tu ai punctat Câteva cuvinte cheie care pot aduce o vindecare, acel cuvânt îmi pare rău sau acea expresie îmi pare rău sau te iert, sunt cuvinte, am zice noi, banale, dar în situații cele mai tensionate din viață sunt cele mai greu de rostit. Cred că e cheia care deschide sufletul omului, indiferent cât de ferecat ar fi, cât de rece, și un ghețar l-ar sparge. Pentru că izvorâște din suflet. Un pic ai uh, uh, încercat să creionez uh, din culisele genezei conceperii firului poveștii, și la lansarea cărții m-a încântat modul în care a explicat acolo publicului și audienței cum te-ai inspirat în. Uh, Creionarea întregii acțiune a romanului și pornind de la o experiență naturală de viață, dacă ai putea cumva să povestești și pentru ascultătorii noștri? A, da, e unul dintre romanele care a izvorât într-un mod inedit. A, logic, are legătură cu acel pod eroilor rămâne, o să rămână probabil o amintire sau un loc uh, al inspirației pentru mine, nu știu dacă pentru alți autori este, dar cred că fiecare autor are un loc anume în care se simte cumva inspirat și atras. Uh, când am încheiat al doilea roman, am zis că uh, sunt foarte mulți oameni ca Timi și l-am creionat pe Timi, nu ținând cont de o singură persoană sau de un grup restrâns de oameni, ci de fiecare dată când uh, conturez un personaj, iau cumva uh, ca un studiu de caz și am încercat să-l fac pe Timi cât mai real și cât mai aproape de ceea ce întâlnim astăzi, în viețile noastre, în cotidianul nostru și am încheiat cartea așa am spus, acolo îl las pe Timi. Nu mai merită nicio șansă. Omenește vorbind, chiar nu voiam să-i dau nicio șansă. După ce am pus manuscrisul la dospit puțin, m-am gândit: uh, Dumnezeu nu cântărește apropo de balanță. Nu cântărește deloc ca noi. Ceea ce noi, ca oameni, nu mai oferim șansă. Dumnezeu ne oferă. Și atunci, singurul motiv care m-a pornit, să zic așa, în uh, uh, goana asta de a căuta ceva o idee inspirată, cum să ridic pe Timi acel personaj negativ, fără nicio șansă, nici ca autor nu voiam în romanul 2 să-i acord o șansă. Și mi-am dat seama că a reverberat acest, această dorință și în cititori. Totuși m-am gândit că Dumnezeu acordă șansă și celor care nu o merită omenește. Și stăm pe poderoilor, așteptând la semafor, o dispută între o doamnă și un domn. În mintea mea atunci, în scenariu pe care l-am avut, erau căsătoriți, pentru că domnul respectiv îi tot cerea o nouă șansă și spunea o ultimă șansă, te rog, o ultimă șansă, nu o să mai ascult de mama. Ei, acea frază mi-a deschis cumva mintea și am zis, asta e timpul meu. Și am stat pe poderoilor și m-am gândit, oare Dumnezeu gândește ca mine? Omul acesta nu mai merită nimic. Nu, Dumnezeu spune, iubesc totul. Dau totul. Merită o nouă șansă. Pentru că spune, ce să facem, Doamne, să-l tăiem când e vorba de acel pom uscat? Și spune, nu, hai să-i mai punem niște apă la rădăcină, hai să-i mai punem niște îngrășământ. Poate va rodi. M-a rost și pe mine pe interior, și m-am oprit pe acel pod de eroilor și am uh, schițat în... într-o epistolă întreagă în telefon. Ideile principale, dar când am ajuns uh, pe balconul de scriu de obicei foarte mult, uh, m-am apucat să scriu. Am terminat uh, două capitole jumătate, în, uh, după masa, aceea, în seara, aceea și până a doua zi dimineața, dar uh, când am luat așa să gândesc la rece, mi-am dat seama că acel capitol practic nu putea să fie începutul. Pentru că un cititor care ia doar cartea aceasta, a treia, să o lectureze, nu ar fi înțeles cine a fost Timi și de ce îl creionez în felul acesta acum. Și am zis, hai să fac cumva legătura între 2 și 3, ca omul să înțeleagă, chiar dacă este o carte de sine stătătoare, să înțeleagă cine a fost Timi acela. De ce Uh, el a ajuns atât de bine cu Dumnezeu La finalul cărții Și Practic am început cartea de la jumătate Apoi m-am întors și am făcut uh, Introducerea Da uh, Extraordinar uh, Modul ăsta și eu am fost impresionat uh, De faptul că ai dat o șansă O nouă șansă lui Timi Și uh, cei care au lecturat Romanul 2 uh, uh, Și eu mă număr Printre ei cumva uh, am și uh, constatat așa într-un fel anume că ai fost cumva nedreaptă față de, de el, uh, rămânând un personaj negativ și cumva uh, ai închis orice ușă de, de reabilitare. Și cred că asta a fost surpriza foarte mare pentru cei care am citit al treilea roman, că uh, într-adevăr a răsărit soarele, ca să zic așa, și... Uh, peste Timi și peste viața lui? Nu face așa și Dumnezeu. Până la urmă, viața noastră, înainte de a-l întâlni pe el, suntem niște oameni fără șansă. Niște oameni în care societatea nu crede, familia nu crede, prietenii nu cred. Dar când vine reabilitarea, trebuie să trecem cumva prin această zdrobire, prin acest malaxor. Și cum îl face Dumnezeu? Ne lasă să trecem prin suferință, avem crize în familiile noastre, avem supărări cu copiii noștri, avem supărări sau concedieri la muncă, anumite greutăți în viață, pentru că doar după ce superim această zdrobire, această cădere, există acea înălțare. Doar așa vezi, pentru că același lucru am făcut cu ECE. Dacă ea a fost cumva un personaj neînsemnat în cartea 2, deci în romanul 2, ea vine acum și ia locul unui om foarte important în cel de-al treilea roman. Nu dăm mai multe detalii, să-i facem curioși pe cititorii. Da, sigur. Acum te ascultam și uh, spuneai că uh, a fost o surpriză, și pentru cei din jur, dar chiar și pentru timii. Să constate cât de mult s-a schimbat și momentul în care el se întâlnește cu postele cunoștință și cu cei cu care el a interacționat și avea acele amintiri negative și chiar uh, cu regrete și cu teamă sfială s-a poziționat față de, de acele relații în acele întrevederi. Și acele personaje au fost cumva surprinse de modul, că, modul minunat în care Timi arăta și de noul Timi, de imaginea sa nouă. Și de fapt, e un mesaj creștin aici și trebuie să subliniem asta. Domnul ne-a spus să, dacă vrem să-L urmăm, să luăm crucea și să ne lepădăm de sine. De fapt, asta e zdrobirea, lepădarea eului care... Evident, îl avem toată viața noastră și luptăm în firea asta pământească cu eul nostru. Nu te-am mai întrebat, dar mă gândesc o întrebare bună ar fi asta. Cu ce lentile ar trebui un cititor de rând să citească romanele tale? Nu știu, poate că atunci când ai scris, ai avut o anumită așteptare cum ar trebui să se poziționeze cititorul când pune mâna pe unul din romanele tale sau pe toate cele trei și ca să înțeleagă pe deplin mesajul, firul poveștii. Și o să vă răspund în premieră. Am, mi s-a mai adresat această întrebare, dar inițial am ocolit răspunsul și vă spun și de ce. Pentru că nu am vrut să par cumva egoistă sau să scriu cu un motiv egoist. Nu scriu pentru o categorie de oameni. Atunci când scriu, scriu cu inimă și mă gândesc la orice om, nu am în minte doar cei educați, doar tinerii, doar nu. Eu când scriu, scriu pentru prietenii mei. Și atunci încerc cumva să îi determin prin personajele pe care le creionez, se ajut să se regăsească măcar într-unul dintre ele. Pentru că fiecare dintre noi putem să fim o semă, fiecare dintre noi putem fi timi, din păcate, și suntem de multe ori în viața noastră, chiar dacă nu recunoaștem, pentru că este foarte greu să recunoaștem asta. Suntem o ece pe care Dumnezeu o ridică treptat și ne face, de fapt, prin viața Prin încercările vieții Ne șlefuiește și ne face ca un diamant Ca mai târziu să fim o comoară Pentru o inimă Ne face o fifi Și poate mulți ne-am regăsit în poveste ei Și încerc să-i ajut pe cititor Să citească prin, prin lentila lui Dumnezeu Pentru că încerc de fiecare dată Să le aduc o speranță O picătură de speranță Să le amintesc că prin Hristos Se poate totul nu există, nu se poate. Sunt impresionat de uh, modul ăsta în care, la modul general, tu, uh, așa cum ai spus, uh, încerci să prinzi pe cât mai mulți în firul poveștii tale și se vede lucrul ăsta că uh, te regăsești undeva. Adică depinde și de situația prin care treci la momentul respectiv în viață sau pe anumite... Contexte în care te afli și te regăsești cumva într-un personaj sau altul, sau într-o acțiune, sau într-un mod de, de raportare. Și actualul roman are, așa cum ai spus, puternice accente teologice, și, de fapt, tema generală este aceasta: a a dragostei lui Dumnezeu, cum am menționat deja. Este și un roman cu accente psihologice și chiar terapeutice. De fapt, în linia aceasta acțiunii tu urmărești modul în care Dumnezeu vindecă, Dumnezeu reabilitează, mai dă o șansă și dă N șanse Dumnezeu. Noi ca oameni suntem mai zgârciți aici. Ne limităm. Ne limităm, da. Știu că ai primit așa de-a lungul timpului diverse reacții la celelalte două romane ale tale, cam cum au reacționat oamenii cititorii tăi la aceste romane pe care deja le-ai publicat de ceva vreme? Cum au rezonat cu stilul, dacă ai primit, eu știu, anumite critici sau știu aspecte pe care, știu, trebuie să le îmbunătățești sau anumite dorințe, nevoi ale lor pe care știu să le abordezi pe viitor? Uh, um... Încerc să răspund la toate odată. Um, am primit zeci de mesaje, poate nu exagerez când spun peste sute de mesaje. Uh, și le mulțumesc pe această cale prietenilor, cititorilor, care și-au făcut timp să-mi scrie. Pentru mine fiecare mesaj a fost o încurajare și o adăugare la acea... Uh, mergi mai departe, la acel uh, curaj de a confirma că ceea ce fac, fac bine și... Pe de altă parte, vreau să-i mulțumesc și lui Dumnezeu că mi-a dat această oportunitate de a mă adresa în modul acesta oamenilor. Probabil am ajuns la inimile multor oameni pe care nu i-aș fi întâlnit niciodată. Dar uh, reacțiile au fost pozitive, din fericire. Tot din fericire, nu am primit critici până acum. Da, sfaturi, am primit constructive și asta pe mine m-a ajutat să devin mai bună decât am fost probabil la primul manuscris. Și despre același lucru vorbea și domnul editor la lansare. Cumva se vede un progres, dar progresul acesta se datorează lui Dumnezeu, în primul rând, dar și sfaturilor pe care le primesc constant de la, din partea editurii dar și din partea unor oameni care toată viața au scris, toată viața au stat cu condei în mână, toată viața uh, și-au ocupat mintea cu idei, cu inspirație. Și pe toate le-am folosit ca să pot da un, să exact, să da un randament mai bun și să ating oamenii, inimile oamenilor mult mai pregnant. Uh, toate mesajele lor au fost... Uh, uh, cu un feedback pozitiv până acum, dar uh, niciodată nu uh, niciodată am spus nu și criticilor, pentru că întotdeauna l-am luat într-un mod uh, constructiv în viață și am încercat să văd ce nu fac bine și să mă corectez acolo unde era de corectat. Nu că fiecare sfat ar fi corect pentru noi sau că l-am percepet la fel, dar ce a fost bun întotdeauna am păstrat. Nu o să mai uh, menționez, știu că deja romanele tale sunt... Uh... Diverse librării se găsesc, nu e la un clic distanță, nu le mai specificăm așa ascultătorilor unde pot fi găsite. Peste tot. Peste tot. Știi, slavă Domnului că au, au avut așa un eco extraordinar. Știu că ai primit propuneri pentru a fi traduse și în limba engleză. Încercăm. Vedem acum. Uh, uh, detaliile o să le aducă editura mai târziu. Dar este un vis pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, sper odată să se împlinească. Am, da, am foarte multe cerințe din partea cititorilor, atât români din America, cât și americani. Și chiar îmi povestea o prietenă, ea e născută în America, dar fiind din familie de români, a învățat. Puțin cât se românește. poate românește. Și mi-a uh, citit toate trei romanele cu Google Translate. Bă. Pentru mine a fost o mare încurajare știind că e un efort să înțelegi, să citești într-o limbă pe care nu o stăpânești bine, dar din dorința de a citi trei romane, le-a citit cu Google Translate. Cu atât mai mult merită, zic eu, pentru cei care știu bine limba română, o înțeleg... Merită să citească, să lectureze romanele tale. Suntem pe final de, de emisiune, așa cum am obișnuit și în celelalte dăți. Ce planuri ai de viitor, ce urmează, la ce să ne așteptăm? Chiar luna aceasta am trimis deja următorul manuscris editorii, e în faza de editare și sperăm ca până la finalul anului să-l avem gata tipărit. Acum aștept răspunsul din partea domnului editor Sper să fie bun Mult succes. Mulțumesc și da, vreau să merg mai departe cu scrisul Domnul să te ajute să te binecuvinteze și Mulțumesc. să devii tot mai zic eu bună, tot mai uh, prolifică și mai uh, așa de impact în lumea asta scrisului uh, și cred eu că Ești pe o nișă așa nouă care uh, uh, s-a deschis și cred că uh, ecourile astea pozitive te vor ajuta și uh, va creiona un drum, uh, zic eu, frumos, necesar și pentru public și pentru cititori, pentru că până la urmă câștigul ar trebui să fie uh, unul uh, și de-o parte și de alta. Adică și cititorul și tu să fii... Uh, să toată lumea să fie mulțumită. Un mesaj de final, o concluzie, ceva, eu știu, cu care să motivez pe ascultătorii noștri să caute, să achiziționeze și ultimul roman? Um, cred că trebuie să înțelegem, înainte de a lua acest roman în mână să-l lecturăm, trebuie să înțelegem că, indiferent cât de grea ar fi zdrobirea sau șlefuirea, să o numim așa ca să fie mai, să sune mai frumos, uh, indiferent cât de grea ar fi, indiferent cât de anevoios ar fi acest proces, indiferent cât de scurt sau lung ar fi, trebuie să o acceptăm, să înțelegem că inclusiv Domnul Isus a suferit acea agonie din ghețimani, apoi a purtat crucea până pe Golgota da? și de bună voie, și nu să se răscumpere pe sine, ci să ne răscumpere pe noi, a suferit totul. Pentru că știa că va veni o duminică a învierii și apoi o zi a înălțării. Până la urmă, fără această zdrobire, fără acea agonie, fără suferință, nu vom putea niciodată să simțim acea gloria înălțării. Trebuie să ne să acceptăm și durerea, și șlefuirea, și acea zdrobire, pentru că vine Dumnezeu cu iubirea. Și cu siguranță el ne va uni la loc și ne va face un timi nou. Doamne ajută! Îți mulțumim mult pentru prezența în emisiune, Liliana Gheorghe Luca. Îți dorim mult succes și Mulțumesc. să fie așa vești bune și cu privire la cel de-al patrulea spis, să vină acele vești mult așteptate. Și uh, să ne bucurăm de o nouă lansare, de o nouă emisiune și, de ce nu, de uh, idei frumoase pe care să le dezbatem și aici, și cu cititorii, și cu publicul larg. Zorim multă binecuvântare și har în tot ceea ce faci. Mulțumesc frumos! <coughs> Stimați ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. Ne-am bucurat să o avem împreună cu noi pe autoarea Liliana Gheorghe-Luca, discutând despre cel de-al treilea roman a său, Zdrobirea răscumpărată prin iubire. În Biblie găsim imaginea aceasta frumoasă a acelui olar care are în mâinile sale un vas pe care îl modelează și Dumnezeu este acela care ne modelează, ne șlefuiește. E adevărat că nu e o lucrare frumoasă, dorită, dar necesară. Și în romanul acesta veți găsi explicat într-un mod frumos, artistic, modul în care Dumnezeu, prin dragostea sa, ne mai dă o șansă, ne șlefuiește și ne pregătește pentru viață și pentru a fi o binecuvântare. Sunt Daniel Alexandrescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare aici, în aceea zi, la aceeași oră. Până atunci, fiți sănătoși!